ziua, jurnalistul Victor Ciutacu este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor, alături de care voi discuta despre cum arată presa românească astăzi și despre cum se mai prezintă scena politică românească. Bună ziua, domnule Ciutacu, vă mulțumesc Rămână. Că ați venit. Mulțumesc și eu de invitație. Anul 2019 vine cu două teste importante pentru clasa politică. Avem alegeri europarlamentare, iată, pe 26 mai și alegeri prezidențiale. Propun să le luăm pe rând. Cum arată marile partide politice cu două luni înainte de europarlamentare, din punctul dumneavoastră de vedere? Rău. De ce? Rău. Cuvânt rău. PSD, un partid care a pornit într-un mandat 4-6% sau că Dumnezeu a avut ei și împreună cu alte... Oricum peste 45%. Da. Mandatul ăsta au reușit să schimbe 3 prim-ministri sau mă rog să schimbe 2 și să se stabilizeze la al treilea. Să nu realizeze, din punct de vedere politic, aproape nimic din ceea ce și-au făcut. Toată lumea o ține cu programul de guvernare. Bun, programul de guvernare, evident. Programul de guvernare trebuie să ocupe guvernul, nu trebuie să ocupe partidul. Partidul trebuie să ocupe de obiectivele politice, da? Cum ar fi câștigarea alegerilor? Menținerea scorului, cel puțin. Instituirea unui guvern care să guverneze și să aplice programul de guvernare și proiectele politice, că de-aia se cheamă partid politic, da? Marile lor proiecte politice nu există. De la reforma justiției, în care se împiedică la fiecare 3 zile, până la prepararea nedreptăților și tot ce s-a întâmplat în vechile regimuri politice, nimic nu s-a întâmplat. Motiv pentru care și-au pierdut asta combinat și cu incoerența guvernamentală și cu desele schimbări și cu nu mai știi azi cine e ministru, cine a fost ieri și cine o să fie mâine. Măsurile care astăzi se aplică, mâine la 3 speriați în stradă, să prorogă aplicarea lor, să modifică ordonanța de urgență, să modifică până la altă ordonanță de urgență și așa mai, toate astea așa ca un sum, duc evident la o prăbușire a încrederii în partidul de guvernământ. Nu poți să ții numai din am mărit salariile și pensii. Ok, n-ați nimic că nu trebuie să o faci și e bine că trebuie să o faci pentru că încă nivelul de salarizare și de pensie mediu în România e departe de țările cu apă caldă la robinet cu care vrem noi să fim în clubul select al UE, da? Dar, în general, un partid politic nu primește încrederea numai pentru asta, da? Sunt o grămadă de oameni și eu nu obosesc să răspund PSD-știilor, da? Între Povrăchești, între pe alta, care au votat Partidul Social Democrat la alegerile astea, nu pentru că vreau măriri de salarii și de pensii. Erau oameni aranjați, care aveau business-uri, care aveau, și care s-au gândit că, în lumina promisiunilor lor și a, mă rog, să spunem, priceperii dovedită sau, mă rog, cel puțin strigată în atâția ani de guvernări PSD, vor face lucruri și altele decât mărirea salarii. Unii au votat pentru că au promis cu vehemență că vor îndrepta justiția strâmbă. Alții i-au votat pentru că în faimosul program de guvernare aveau cel puțin promise niște măsuri economice coerente și fiind oameni de business și nu știu ce, s-au gândit, bă, chestiile astea sună bine în vederea dezvoltării sau supraviețuirii firmelor noastre. E, ei, pe oamenii ăștia i-au cam pierdut. Nu poți să treci la nesfârșit din bazinul electoral sănătos, pentru că e mare, mă refer aici la volumul lui, da? Al pensionarilor și al angajaților la stat. Plus că PSD-ul are un talent deosebit, că de obicei categoriile sociale de la stat, cărora le mărește substanțial venitul, în general îl înjură și nu-l votează. Eu am curaj să fac pariu acum că din puhoiul de medici care a ajuns în sfârșit la niște venituri, după părerea mea, exagerate, că noi avem un talent deosebit, ori le dăm nimic, ori le dăm prea mult. Infinit mai mult decât ar face munca lor. Eu am curajul să spun că 80% din ei, că, repet, au ajuns la 3-4 mii de euro pe lună net, dacă nu și mai bine, în funcție de puținilor, nu-i votează. Deci aici închem cu PSD-ul, da? Mă întrebați de ce. Uite, dar arată și sondajele, da? Și oricât s-ar da ei victime și nu știu ce, că îi lucrează ăia, bun, îi lucrează ăia, nu știu ce, dar deocamdată PSD-ul, după foarte mulți ani de zile, tot cu 2 să scrie la sondaje. Ceea ce, după părerea mea, pentru PSD e un dezastru. Credeți că vor lua peste 20%? Peste 20%. Dacă nu iau nici peste 20%, pot să ducă la desființare. PSD-ul, de-a lungul istoriei,
a obișnuit electoratul că sub 33% nu face orice ar face sau orice n-ar face la guvernare sau în opoziție. Adică bazinul lor concret e cam 33%. Ăsta natural vorbind, da? Păi, când, acum, având și ajungi, în vedere când tu ajungi la 20 și ceva la sută, fiind la guvernare și dând bani, că eu am întrebat, bă, voi le dați bani ca să nu vă voteze? Eu asta nu înțeleg. Adică nu e zici că e o guvernare cum a fost al lui Băsescu la un moment dat, care a ars-o pe austeritate, dar le-a tăiat bani. Bă, la Băsescu a avut motive să se revolte împotriva lui, inclusiv financiare. Dar la voi ce motive? Voi le dați și pe gură și pe nas și pe peste tot și ei vă înjură și votează pe ei. Înseamnă că aveți, voi aveți un defect, nu ei. Că până la urmă știi cum e ca și la public, la noi și la electorat. Publicul de televiziune și în general publicul de presă, la fel ca și electoratul, au întotdeauna dreptate. Ăla care greșește e ăla care nu reușește să-i convingă, da? Nu e de vină publicul că eu nu sunt suficient de convingător să țin, nu știu, 2 milioane de oameni să se uite la mine o oră sau două ore la televizor. E o problemă la mine, nu e problemă la public, da? La fel și la ei, nu e problema, nu știu să spun, votantului obișnuit că nu votează PSD-ul. E problema PSD-ului, la fel cum e problema oricărui alt partid. Mai departe, când mă întrebați de partide mari. Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal mai există. Cea mai mare formațiune de opoziție din România. Până la viitor la alegeri, că dacă le întorc ăștia portofelul USR-ul și Coeluciul, s-ar putea să devină al treilea partid în România. Dacă... Există o șansă să după fie întrecuți de USR-ul? Da, PNL-ul mai există, cu toată dragostea. Este un PDL care și-a schimbat culorile de joc, da? Au schimbat tricourile. Ne uităm și la lista lor. Deci urmașii brătienilor sunt Blaga, Hava de la Alba Iulia, Falcă. Deci ăștia sunt urmașii brătienilor acum în țara românească. Mai lipsesc Udrea și Băsescu. În rest e toată floarea cea vestită a vechiului PDL, da? Și cu Florin Grasu de la Dâmbovița la mai lipsește. Și iată, deschid lista cu un jurnalist. Și deschid lista cu un jurnalist, ceea ce spune foarte mult despre capacitatea activului de partid și de capacitatea de... Dumnezeu, în 3 ani, sau cât, nu știu cât sunt de la alegeri, 2 ani și ceva, dar 2 ani aproape, și aproape jumătate, în care ai jucat numai pe greșeala adversarului și har Domnului că ai avut pe ce, că PSD-ul a făcut atâtea tâmpenii politice de la omorât proprii premieri și propriile guverne până la schimbări în masa componenței cabinetului, reveniri și așa, deci tu putând să toci non-stop, că PNL-ul nu are nevoie să, sau orice partid sănătos la cap în opoziție din țara asta nu are nevoie de pregătire sau de strategie. În fiecare zi face PSD-ul 7 tâmpenii și tu trebuie să urli de 14 ori pe 7 tâmpenii. Adică, cum să spun, și tu pe ăsta să tragi de tine în continuare, să fii acolo la o amorțeală de 20%, dacă ăia care îți fac sondajele le fac pe banii tăi, te duc mai spre 25%, dacă nu sunt pe banii tăi, te duc mai spre 19%. Mi se pare penibil. Un lider politic care, repet, la momentele lui de glorie părea chiar un tip coerent și cu bună intenție. Și aici mă refer la domnul Orban, dar căruia parcă a luat Dumnezeu mințile cu totul. Nu poți să faci nimic. Inclusiv povestea asta cu Rare și înțeleg disperarea lor. Onoare muncii să fie sănătos Rare și să se facă europarlamentar, dar dacă se face, poate să-și oprește cu emisiunea de televiziune. Dacă mi-aduc eu bine aminte, pe în lege n-aveai voie să fii și politruc și realizator de emisiuni de televiziune, dar văd că legea devine facultativă sau se aplică numai la aia care dăunează grav regimului. Și aici nu mă refer la regimul politic, ci la regimul ăla din spatele politicii. Deci ajungi după atâția ani, eu mă întreb la ce să fiu membru PNL, militant, activ, să mă iau cu PSD și de gură, să nu știu ce, când vine Orban și îl ia apărare și zice, el e comandantul vostru. Înțeleg că e disperare, înțeleg că sunt speriați că le pleacă o bucată, sau că le-a plecat o bucată mare din publicul tradițional și s-a îndreptat către ăștia care sunt mai radicali și mai isterici. Mă refer aici la useriști și la Ilu Cioloș Plus, sau cum s-o mai chema săptămâna asta, că ăștia schimbă des și numele și starea de agregare. Dar să-l aduci pe Rareș, care... Va aduce în nebuniile lui PNL? Nu poate cred, fi un câștig. Nu cred, ce am să spun de ce. Pentru că Rareș, la cum îl văd eu și la să manifestă public, Rareș este exponent clar al rezistului, al oamenilor din piață,
al oamenilor cu UE, PSD, deși, mă rog, nu aveți o problemă că sunteți pe internet, deci, mă rog, și expresiile licențioase, nu se, de rar nu e, pe cine să aducă, o să-i mută, păi ia, păi, nu știu, ai lui Bot, ai lui Sandi, ai lui Dide, ai lui cui vrei tu, ai lui Marian Ceaușescu și al lui Angi să voteze cu PNL-ul, păi da, au partide, au două. Au USR-ul și pe ai lui Cioloș, da? De ce s-ar duce ei să voteze la PNL doar fiindcă e Rareș cu sau fără Batistuță în fruntea listei de candidați? Și pare ridicol. Și e chestia asta și e valabilă la toate partidele. Când ajungi să ofertezi un om, nu știu, din media, din lumea artistică, de unde vrei, că mai aveau la un moment dat vise din ala cu actorii, cu cântăreții, cu tot. Până la urmă, Vadim a fost cel mai șmecher, că a fost primul care i-a băgat pe Dolănescu și pe Irina Login, dacă merg eu bine. De fapt, nu, că a mai fost și PSD-ul cu Floarea Calotă înainte. Dar nu i-au pus în vârful listei de candidați niciodată. Nu pui liderul listei, omul care ar trebui să tragă lista după el, altul decât de la tine din partid. Adică, hai să fim serios, dar nu are nicio legătură cu PNL-ul. Rar e și un băiat care a făcut presă, bani, ce Dumnezeu a făcut, gălăgie, nu știu ce, dar a făcut pe persoană fizică sau pe reprezentant al unei instituții medie, angajat al unei instituții medie, fie că era a lui, fie că era angajat la alții, cum era ziua de Cluj și așa mai departe. Da? Rareș nu este militantul liberal din tranșee care în sfârșit s-a pricopsit și a ajuns în vârful listei de candidat. Este cumva demobilizat și pentru, repet, activul tău de partid. Iar disperarea se vede din faptul că liberalii care oricum sunt leneși de meserie, așa sunt ei înființați și la fel ființează și care se mobilizează greu în campaniile electorale și tot, denotă faptul că sunt disperați prin faptul că i-au adus în față pe toți aia de la PDL, da? Care de bine de rău asta știu să facă. Și mă refer la campanie electorală, da? Că de ce aia duce pe Blaga, pe Hava, pe Falcă, da? De, pentru că sunt niște oameni care știu cum să obțină voturi și care de regulă le obțin. Blaga, nu pe persoană fizică, că Blaga niciodată nu a ieșit cu scosul de voturi pentru el, dar cu scosul de voturi pentru partid i-a ieșit. Dar domnul, pe partea lui, așa de... un agricultor îmbrăcat în haine de oraș, dar care știe să facă treaba asta... Falcă și Hava sunt niște oameni care au obținut multe voturi pentru ei, că de-aia sunt primari de o veșnicie jumate, unul la Alba, unul la... Da, vezi vreun liberal pentru ei? Eu nu-i văd, adică cu toată dragostea. A fost un șef de vamă, Blaga a ajuns exponentul liberalismului din România. Și, repet, Blaga încă e, după părerea mea, un tip prizabil față de ceas bizare au liberalii prin listaia de candidat. Pro-România, Victor Ponta. Victoria de la PSD. Și ea de la PSD... făcând o poziție foarte bună. Sigur, Victor, sperând ca lumea să uite multele lui incoerențe, multele trădări, multele... că el... evident, bine, nimeni nu stă să se promoveze spunând lucrurile proaste despre că să fii nebun, ești ca în bancul ăla, ca nu să-l faci de râs, nu să-l vinzi. Da? Și evident că el merge cu cele mai bune rezultate economice. Așa, da. Sigur că dacă îl întreb pe Victor, de statul paralel, de protocoalele cu securitatea și de... Mai scoate câte o poză. Așa, da, bun. El scoate o poză că ne arată că Dragnea era mai în mijlocul statului paralel decât el. Mă rog, dincolo de faptul că am anumite dueli cu privire la care era mai influent în statul paralel. Eu încă insist să cred că Victor era mai influent decât Liviu în zona aia. Liviu încerca să se introducă. Victor era deja introdus acolo și juca cu băieții la masă. Da, Victor are un discurs, el, pe persoană fizică, foarte articulat și foarte coerent și vorba aia, a fost acolo și știe despre ce e vorba și știe cu ce să-i taxeze, să prinde când vor să facă ăștia șmecherii, să prinde când vor să acopere ceva și știe să atace exact pe domeniile sensibile. E bine pentru el că și-a mai adus niște voci, niște, hai să spun, Dragnea le zice securi. Eu le zic foști lideri PSD căzuți în disgrația partidului, că nimeni nu pleacă de la bine, hai să fim serioși. Așa, și care au fost și ei la guvern și care știu lucruri. Uite, seara a fost Tudose la mine, invitat. Tudose care, mă rog, are și multe defecte, dar are și niște calități. Și una dintre calități este că un stil lui bulevardier, așa și haios, băncos cum e el, nu știu ce, știe să pleznească. Și aseară a măturat o oră pe jos cu Dragnea, în calitate de fost premier și care a avut meciuri cu Dragnea, cu mare talent și aplicație. Adică faptul că Victor s-a înconjurat de niște oameni
care, repet, au fost acolo la guvernare și care știu, astea nu sunt niște fraieri să le zici, bă, a dat PSD-ul, nu știu ce, ai văzut, au făcut fondul suveran de investiții, imediat au sărit și au pleznit la unde consideră ei că e proastă chestia. La fel și Tudose, aseară, ai făcut niște acte normative, știi și tu cum să-și șmecherește o lege, cum să palmează banii, cum să nu știu ce. Asta e bine și faptul că am pus că au și resurse financiare, că tot ziua pe țară. Ei ne primim, da, bani de la stat, că nu sunt partid validat prin vot, da? Că zici că ăilalți au puhoaie de bani, da, exact. PSD-ul, PNL-ul ăștia și USR-ul. Că mie îmi place, USR-ul urlă de finanțarea enormă pe care și-a aprobat-o PSD-ul. Prietenea voastră e proporțională cu aia PSD-ului. Voi sunteți mai puțin tăi decât ei, dar luați fix procent din câte PSD-ul a avut 46%, voi ați avut 10% sau 12% cât ați avut. Deci luați un sfert din muntele ăla de bani pe care le-a și PSD-ul. Și pontanare banii ăștia, dacă ei s-au făcut partid după ce s-au desfășurat alegerile. Și atunci, faptul că sunt peste tot în țară și des, unde, a cui la Oradea, a cui la Timișoara, a cui la Târgu Jiu, a cui la... Și nu e Ponta singur, că sunt cam toți. E și Ioana Petrescu, e și Bănicioiu, e și... Adică îi vezi că iată sunt... Iată și în... Corina Crețu am văzut. Da, Corina Crețu, altă, și pare rău, eu mă cunosc cu Corina de foarte mulți ani de zile, cumva cam aceeași generație, și prins unii pe alții în presă. Ce face Corina este foarte urât. Pentru că nu poți să fii membru PSD și să candidezi de la alt partid. În primul rând e ilegal. Bănuiesc că la un moment dat o să-și formalizeze, da. Corina Crețu este la ora actuală comisar european, fiind membru de partid al Partidului Social Democrat. Pentru că ea era europarlamentar din care s-a ales și a văzut cineva vreo demisie. Am înțeles, e nemulțumită de partid. Ok, onoare muncii. Nu e nicio problemă. Îți dai demisia și sănătate și drum bun. Că nu pierzi mandatul de comisar european pentru faptul că îți dai tu demisia de un Partidul Social Democrat. Nu, îți duci mandatul până la capăt și sănătate. Da, știu, dar că și-a anunțat ăsta, demisia, dar... A văzut cineva vreo demisie? Da, fizic nu. A confirmat cineva de la PSD, nu știu, organizația 113 din cartierul Vitan sau unde o fie membră la bază, dacă e bucureșteacă, Corina, da? La organizație trebuie să fie înscrisă, da? A văzut, da, cineva demisia Corinei Crețu? Acum nimeni nu... Ponta a făcut și el aceeași măgărie. Dar măcar a candidat în partea propriului partid. Ții minte când era pe corturile PRU, dar candidat de la PSD. El spunea că se susține cu inima pe aia de la PRU și cu fața pe corturi. Așa e și Corina, cu e pe toate corturile. Da, ok, dar dă-ți demisia. Mai ales că a anunțat că vrea să candideze. Da? Nu că așa ține ea cu pro-România. Nu. Și bun, ok. Te-ai stricat cu partidul? Nu e nicio problemă. Go plane. Da. Hai să fim serioși. Și Corina Crețu. Corina acum este prezentată în niște culori vii și pastelate și foarte frumoase, de fixă ea care o călcau în picioare când au pus-o comisar european. Pe vremea aia era proastă, incompetentă, comunistă și așa mai departe. Acum este simbolul inteligenței, al competenței, al influenței politice. Sub ochii acelorași oameni și sub mâinile care scriu texte, da? Hai, ia un, nu știu, pe cine vrei tu, de la Tapalagă, la cine vrei tu, la Turturic, ia ce scriau despre Corina Crețu, că erau campaniile alea dezaxate, că e cel mai prost comisar european, că fumează în birou, mă țin minte că a era... A schimbat partidul, așa, acum... Da, și brusc a devenit competentă. A devenit, a luat alte calități. E același traseu, că asta mă enervează și curvia asta din presa românească. Când era Ponta dușmanul de clasă, mamă, vartă-l făceam. Pe vremea aia, Dragnea părea un tip frecventabil dacă citeai la ei. Bă, nu contează. Are o condamnare, da, e în primă instanță, da, e cu referendum, n-a furat, n-a nu știu ce. A ajuns Dragnea președinte de partid. Dintr-o dată, toată urgia pe el. Același Dragnea care era ok să-l schimbe pe Ponta la vremea respectivă, în ochii acelorași oameni este apogeul corupția, nenorocirea, nesimțirea, nu știu ce. Brusc a devenit Ponta frecventabil. Mă, și doar Ponta, cu toate greșelile lui, cu tot trecutul lui, nu știu ce, dar zice bine, e băiat bun, știe cum e treaba, s-a guvernat bine, sau nu știu ce. Mă, vă hotărâți odată. Așa și cu Corina Crețu. Scorpia, ghionoaia, nu știu ce, brusc este simbolul competenței. Cel mai al dracu comisar european pe care l-a avut România. Nu, nu este nici simbolul competenței supreme, nici simbolul incompetenței supreme. Nu este nici zeiță, nici ghionoaie. Este...
cumva la mijloc, cum probabil a fost toată perioada asta, numai că depinde, știi, din ce parte te uiți, ca să nu zic că în bancul ăla, ca la sex oral, că depinde de ce parte te afli. Așa e și cu asta. Ești de partea corectă, brusc că ea văd în tine niște calități nebănuite. Ai trecut de partea incorrectă, brusc ești un nenorocit. Și îți dau câte exemple vrei tu. Până și Orban, da? Mai ții-te, când era bețivul, irresponsabilul, care a călcat cu mașina, un copil, care a făcut, care a adres, ăla care era la Ministerul Transporturilor, simbolul corupției, al șpăgii, al nu știu ce. Acum pare un tip prizabil, că îl înjură pe Dragnea, nu? Și că o susține pe Chioveș. Păi știți cum e, când ești contra valului, te poziționezi mai bine. Păi da, dar nu despre asta e vorba în presă, în general, ca menirea ei a presei. Că mai știu și eu cum funcționează lumea asta. Așa, deci am trecut și de partidul lui Ponta, da? USR Plus. Mari câștigători USR-ul, după părerea mea. Nu înființate. Da, dar USR-ul este validat de niște scrutinuri, niște alegeri locale, care au obținut rezultate bune, ulterior transformându-se în formațiune națională, da? Că inițial era USB, era Castigul, salvau numai Bucureștiul, după aia s-au extins la România. După părerea mea, profund inconsistente ca doctrină, ca ce vrei tu. Dar nu contează. Un partid de succes. A obținut 10-12% cât păcatele mele au obținut în Parlament și a făcut cea mai zgomotoasă și mai eficientă opoziție. Nu, mie nu-mi plac. Dar cu toată dragostea, ei trebuie să mă convingă pe mine. Eu sunt de mult convins despre ei. Iau de convins un public care ori nehotărât, da? Ăla care n-a prea votat pe la alegeri și care zice, bă, dacă ar apărea cineva să, uite că a apărut cineva care să, rezistent. Așa, rezistent. Și ei, repet, pe nișa lor electorat, numai că nișa lor începe să devină felie, nu mai e nișă. Dar alăturarea asta cu Cioloș le va duce, după părerea mea îi trage în jos. De ce spuneți asta? În primul rând, Cioloș în sine e moartea pasiunii în oricare dintre variantele. E de omul care nu e stare. Dacă îl duci, repet, la asociația de locatari să stai întreținerea, ăsta pierde chitanțierul. Deci nu e stare, eu n-am văzut omul. Nu e stare să facă un partid, nu e stare. Când face o chestie, o face absolut, cum să spun, ridicol. Orice face. Dar ai văzut că orice pune mâna, e invers decât Regele Minos, sau care era ăla pe care tot ce atingea să face, să se transforma în aur, știi, și după aia a devenit un coșmar viața lui, că nu mai putea nici să mănânce, nici să nimic, că totul devine. Ăsta e invers. Orice pune mâna se transformă într-un rahat, ca să fiu foarte delicat. Dumnezeule, orice om scoate și îl prezinte ca pe nu știu ce, găsesc ăștia în 2 timp și 3 mișcări, un trecut cel puțin dubios, dacă nu bizar și așa mai departe. Dar nu poți veni cu oameni noi sub nume vechi, ca să spun așa. Adică el, în primul rând, e un om vechi. Și nu vorbește Cioloș despre oameni noi în politică, Dumnezeule. E la vârful administrației publice de când lumea și pământul. Să nu uităm, se prezintă să nu uităm că Cioloș a fost ministru politic al agriculturii, numit de Partidul Național Liberal, după demisia domnului Remeș, cu toată dragostea. Domnul Remeș a demisionat când era fiul meu copil, mic. Da? Vorbim de anii 2006-2007, suntem în sfântul an 2019. Deci Cioloș este la vârful politicii românești de atunci, da? Când a venit el ministru pe persoană fizică, l-a numit Partidul Național Liberal. Ulterior a fost pus de Băsescu, propus și susținut de guvernul Tăricianu, ăla care îl numise pe domnul Cioloș ministru al agriculturii, pentru comisar european. Cioloș e un om nou în politică. Oamă nouă o fi doamna aia lui, care vrea să trăim în grup cu zebrele, cu unicornii și cu... Am văzut că a și venit cu opoziție plus astăzi. O susține, practic. Pe... Foarte bine, mi se pare corect. După părerea mea, nu e numai o scăpare a doamnei, după părerea mea e chiar o impunere a unei filozofii sau o încercare de impunere a unei filozofii și să testează piața până doamna respectivă. Există școala asta de gândire de oameni fumați, dacă mă întreb pe mine. Gata, hai să nu mai avem nicio responsabilitate, trăim ca irresponsabili în grup, toată lumea la grămadă, dă-le rea cu facturile, cine Dumnezeu cu mila, cine le-o plăti, Uber-ul e zeu, Airbnb-ul nu mai stăm la hoteluri, stăm la apartamente. Adică e o filozofie de asta la nivel
nu numai european, chiar la nivel mondial. Și, după părerea mea, să încerc introducerea prin intermediul lor, sau, mă rog, introducerea, nu poți să intrăși cu forța. Trebuie să susuri ușor să intre în conștiința publică și, probabil, să vizează un segment de tineret pe zona asta, pentru că tineretul astăzi este predispus, hai să spun, spre stilul ăsta de viață pe care îl propovăduiește doamna, dar mie mi se pare super să ai o casă de 400 de mii de euro sau de cât Dumnezeu are doamna în Belgia și să propovăduiești traiul la comun. Mi se pare absolut super să ai o firmă de arhitectură, cum spunea, mare firmă de arhitectură, nu știu, n-am verificat-o la cifra de afaceri și la clienți și să ne spui să fie bine pentru toată lumea, să trăim cu focile, cu orcile și cu inorogii în curte și să desființăm agricultura, taman agricultura, că Cioloș parcă a fost comisar european pe sport și veselie. Așa, desființăm agricultura și, nu știu, ne transformăm în culegători de cânepă, de ce, că în rest și restul de plante tot pe bază de agricultură. Alea, mă refer la plantele prin care să ne furajăm noi, da? Grâu, porumb, alea, nu știu, tot cu agricultura să facă, adică așa la liber, repet, cânepă și alte, da? Nu poți, adică oricât ți-ar ține de foame, nu poți să trăiești numai din cânepă. Vorbeați adineaur de presă. Și de asta, după părerea mea, Cioloș îi trage în jos. Nu. Plus că el are, repet, experiența ultimului an de guvernare. Tehnocrată și propriu. Ne amintim un dezastru. Cum a fost. E un om care a schimbat în 6 luni jumătate din componența guvernului. Bun, sigur, a venit Dragnea după aici și ne arăta că se poate și mai mult, că poți să-l schimbi cu totul la jumătate de an. Dar asta venise cu competențele. Și dacă ne aducem aminte, de fiecare dată când îi schimba, îi schimba când făceau câte o comisărie, câte o tâmpenie, adică când nu îi schimba că se plictiseau specialiștii tehnocrați de guvernat, ci îi schimba de uriașele scandaluri pe care le declanșau. E, aceiași cetățeni care declanșau uriașele scandaluri sunt acolo la vârful partidului lui Cioloș. Cum vrei? Măcar Barna și cu aia n-au fost acolo. Ei ies, deci cu excepția lui Ghinea, care a fost și ăla acolo și a demonstrat ce pot să facă, useriștii ies. Ei, da, ei, într-adevăr, ei sunt oamenii noi în politică. Nu i-a văzut lumea până acum. Bun, o să se învechească și ei, dar momentan ei justifică asta. Ai lui Cioloș cine? Hai cu toată dragul. Da. Vorbeați adineaur de presă și vă plângeați așa de schimbarea asta de atitudine. Cum arată presa exact? Rău, cum am răspuns și la politică. Rău. Rău. De ce rău? Nu foarte. Ce s-a schimbat în ultimii ani în presă? Calitatea oamenilor. Calitatea și implicarea patronatelor. Calitatea și cantitatea finanțării. S-au schimbat foarte multe. Plus, evident, modernizarea. Pentru că eu m-am apucat de presă pe vremea când ziarul se trăgea în tipografie, când se trăgea în tipografie pe plumb, adică eu am prins vremurile, să spun, romanticele. Da? Între timp, ziarul nu mai e ziar, e site în marea lui majoritate, au dispărut niște meserii, tot ce ținea de partea tehnică unui ziar, la pala revedere. Ai un băiat care se duce pe site și dă-i dreptul de tipograf, de linotipiști, de secretar de redacție și alte povești de genul ăsta. Da? Însă a dispărut, odată cu modernizarea, a dispărut rigoarea, au dispărut regulile, de la, dacă vrei, verificarea din 3 surse, de la manualul micului jurnalist. Deci, da? Practic, calitatea. A dispărut tot. Acum nu mai e. Toată, și de când cu explozia asta de Facebook, de ce vrei tu, nu știu ce, toată lumea are impresia că e ziarist. Pentru că Facebook-ul a egalizat imbecilul statului cu președintele Academiei Române. Toți suntem egali pe Facebook, toți avem telefoane cu cameră, toți avem păreri, toți putem să scriem și să share-uim niște link-uri, să ne filmăm și să înjurăm dușmanul de clasă, da? Depinde cât de convingător o facem și cât de mulți nebuni reușim să tragem în jurul nostru, da? Oricum, toată dragostea asta nu e presă, n-are nicio legătură. Cine mai supraviește? Niște televiziuni care, repet, au și ele constrângerile lor, de toate naturile. Natură economică, financiară, evident. Banii sunt din ce în ce mai puțin pe piață, dar și din ce în ce mai puțină lume e dispusă să-i cheltuie în zona asta, având și alte mijloace mai ieftine și probabil mai atractive, de constrângeri politice, de
toate constrângerile pe care le vrei. Și evident, și mai mult decât atât, lumea nu mai vrea să facă chestia asta. Eu am venit în meseria asta din pasiune. Mi-a plăcut și asta mi-am dorit să fac de mic copil, da? Și mi-am atins un vis când am ajuns în presă. E, acum, du-te tu. Nici la facultățile de jurnalist. De jurnalism nu-și doresc să devină ziariști. Întrebarea mea e de ce să duc la facultate. Am înțeles, eu pe vremea lui Ceaușescu n-am vrut să mă fac inginer, dar m-am dus la Politehnică că să desfințase facultatea de jurnalism și nu mai exista. Și exista doar postul universitar la Ștefan Gheorghiu, unde trebuia înainte la școala de partid și trebuia înainte să ai o facultate terminată și al doilea să te trimite Partidul Comunist Român la specializare. Ori eu nu îndeplineam niciuna dintre calitățile astea, așa că a trebuit să mă fac inginer pe diplomă, că aia mi-a fost cel mai la îndemână. Dar acum, în democrație, te duci la jurnalism știind că tu nu vrei să te faci jurnalist? Nu înțeleg de ce te duci, de ce pierzi vremea, banii părinților, timpul, nervii profesorilor, habar n-am. Pentru ce? Care a fost cea mai mare provocare a jurnalistului Victor Ciutacu? Dumnezeu știe. Un sfert de secol de presă. Sunt bătrân, sunt expirat. Provocare. Au fost multe. De la întâlniri, față în față. Dacă vrei, așa, strict. Dar nu, mai mult de o experiență, poate, neplăcută, da, e, nu bine, știu. Da, bine, gândește-te, eu sunt acel tonomat cu euro declarat de președintele României, aflat într-un vârf de popularitate la momentul respectiv, domnul Băsescu, în prime time, în direct, pe toate posturile de televiziune. Nu-ți închipui că e foarte ușor. Vine și te strivește unul cu, repet, forța și cu popularitatea de la momentul respectiv al lui Băsescu. Că Băsescu, când s-a dat la mine, s-a dat când era viteaz, când stătea pe unul din... eram vremurile în care câștiga referendumul post suspendare cu 75% Băsescu, da. Deci eu atunci mă luam cu Băsescu și el cu mine. Nu după aia, că după aia când a ajuns Băsescu nu mai votau nici vecinii din curte, toată lumea brusc, toți adulatorii lui începuseră să scuipe pe tablou. Mai bă, băieți, dacă erați viteji, vă dădea seama și vă luați de piept cu tiranul când era în tiranul tiran. Nu... Așa. Da, ăla a fost un moment greu, recunosc. Bun, sigur, mi-a folosit. Brusc a aflat lumea că există unul Ciutacu, lumea care nu mă cunoștea, dar că nu te era obligată lumea să se uite la Antena 3, unde mă duceam eu cu Gâdea, cu Cristoiu și cu Badea și cu Valistan să-l înjurăm, da? A aflat și lumea ilaltă că există. A fost un boom de popularitate. Pozitivă, negativă, mă rog, auzi lumea de mine, da? Dar a fost un moment greu. Și toată perioada aia, persecuții, după aia, inclusiv la adresa familiei, dar nu mai vreau să insist în povestea asta, că e întâlnit destul după mine în ceea ce nu și-au dorit niciodată și hai să rămână așa, să zicem că s-au prescris. Nu, au fost și acțiuni directe împotriva familiei și a soției și a fiului, dar, mă rog, a trecut povestea, sau au trecut poveștile, ca să fiu mai exact, amenințări directe. Eu eram primul care a fost să-mi iau bătaie în mall. Pe vremea când lumea încă nu se dădea la ziariști, că a venit un de-a lui Băsescu, foarte fan și care a deranjat de mine. Și aici cu copilul care era mic la vremea respectivă. În fine, toate s-au dus, iar în moment de încărcătură, mă rog, aia cumva indusă, deja eram bătrân și obosit, dar te-a luptat amândoi, a fost primul meu interviu la România TV cu Traian Băsescu, după atâta mare de vreme și de înjurat și de tot, în contextul în care eu l-am invitat pe Băsescu, instituțional vorbim, și când eram la Antena 3 în campaniile electorale și în tot, eu i-am trimis. Omul mi-a răspuns nu se pune problema sau nu mi-a răspuns deloc. Și după foarte mulți ani de zile, eu ajunsesem la România TV, Băsescu brusc, o vrântare față în față. Da, a venit acel moment al primei prezențe lui Băsescu, în care toată lumea stătea și se uita și se indusese o stare de tensiune. Ai lui Băsescu așteptau să mă calce Băsescu picioare, să vină și să tranșeze odată și definitiv cazul, ai mei așteptau să mă urc cu picioarele pe el, să nu știu ce, și toată lumea a fost îngrozitor de dezamăgită că a fost o discuție între doi oameni normali și civilizați. E drept, extrem de încordată, că amândoi stăteam, ca să parafrazez pe doamna Chiveși, cu curul strâns, ca nu cumva să vină neveul de la, când nu te aștepți de la ălălalt, știi? V-ați strâns mâinile la final? E, evident, și la început și la final. Toți suntem niște oameni civilizați. Sau cel puțin eu despre mine pretind că... Dar nu, și Băsescu
social vorbind, e un om care respectă aparențele, cel puțin, dincolo de mitocăniile lui și când mai sare calul și în public, dar de regulă la chestii de seamă. Da, și pe noi l-am invitat, am stabilit împreună, nu? Așa, și repet, ai mei au fost dezamăgiți că am fost amabil cu Băsescu, ai lui au fost dezamăgiți că n-a sărit cu picioarele pe mine, și, mă rog, după ce s-a dus toată starea de tensiune și tot, hai să spun, elementul pozitiv al întâlnirii a fost când m-am uitat a doua zi pe cifrele de audiență, că l-am bătut pe gâdea. Deci interesul a fost suficient de mare astfel încât să se uite... Lumea s-a așteptat la o luptă, să înțeleg. Da. Așa. Bun. Au fost foarte multe, că zici, întrebați de provocări și de momente de cumpăr. Dar v-ați gândit vreodată să faceți altceva? Au fost momente în care v-ați gândit să începeți, nu știu... Au fost momente în care... Să renunțați, practic. Să plec în administrația publică, că am avut grijă și de caractere alese, intitulate Cristian Tudor Popescu și Dumitru Timur, să mă împingă pe scări și să mă întreabă de ce fug. Și atunci am ajuns, prin forțe proprii și prin relațiile pe care le aveam cu consilierul meu ministru, Dumitru Ședescu, Dumnezeu să-l odihnesc, ca și noi, 3 ani de zile am stat acolo. Am mai ajuns, la un moment dat, atunci chiar aproape, total împotriva voinței mele și foarte puțin, a spus la bun început consilierul domnului Șereș, 2 luni de zile cât a ajuns, când s-a instalat la Ministerul Economiei, dar în rest, de fiecare dată când plecam, grija mea principală era să încerc să-mi aranjez să mă întorc cât mai repede. Mă rog, prima plecare a durat 3 ani de zile și mă bucur că m-am întors într-un moment în care Jurnalul Național creștea incredibil, la perioada aia nebunie a edițiilor de colecție, cu tucă, călare pe situație și cu tot, m-am întors și am contribuit, a fost al doilea ziar care a ajuns lider de tiraj în România cu mine înăuntru. Primul fusese Adevărul, dar mi-a impresionat foarte tare pe domnul Popescu și Tinu. Dumnezeu să-l odihnească pe Tinu. Și după am ajuns la Jurnalul Național, unde am ajuns și redactor șef. Cu mine redactor șef a ajuns Jurnalul Național numărul 1 în România. Nu spun că exclusiv datorită mie, nici nu se pune problemă. Chiar era o echipă senzațională și o atmosferă și Marius avea niște, era în perioada lui fecund, avea idei foarte bune și care prindeau. În rest, să mă gândesc, nu, bănuiesc că mă vei întreba dacă nu m-a trecut în cap politic. Exact. Dacă vi s-a propus la modul cel mai sincer, nu mi-a trecut niciodată vreo funcție, vreo candidatură, pe vreo listă, un partid. Singurul om, ca să încheiem o dată povestea, că văd că tot iară să sondează, iar, ei, țin să anunț opinia publică prin intermediul dumneavoastră, că inclusiv pe mine mă măsoară nu știu care dintre partidele politice, dar există un partid politic care a comandat un sondaj în care sunt incluși pe nivel de încredere, după știința mea, nu... Deci sunteți luat în calcul pentru deci o sunt, listă. Sunt și eu pe o listă pe care măsoară un institut de sondare a opinii publice. Aștept să dea ei publicității. Știu și institutul, știu și cine lucrează, dar atâta timp cât ei nu anunță, nu mă apuc eu să... Poate oamenii nu vor să se știe. După părerea mea, la un moment dat vor apărea cifrele respective. Știu și un nivel de încredere, să spun, așa, de care m-aș bucura eu. Nu știu dacă mă bucur în calitate de prezumtiv om politic sau de... Și cam care ar fi nivelul? Cam de astea încredere. La care să învârt hai să zicem după la locul 3 la politică, repede, la alea pe încredere, nu pe... Ce și pe mine mă enervează foarte tare asta cu încredere. Frate, ori măsori intenție de vot, ori nu, că politica e pe voturi, nu e pe încredere. Că și eu pot să am încredere, nu știu, colegul dumneavoastră, dar nu înseamnă că mă și duc să-l votez. Da? Da, mă rog, asta e o altă găselniță a sociologilor, să le ia banii fraierilor, bine că reușesc să o facă. Deci cam pe la aia după locul 3, dar cam pe acolo ne învârtim ca în toți pe care da, ne măsoară. Dar v-a făcut vreun partid curte, să spun așa, că da, uitați, da, și asta, că poartă asta cu păi da, jurnaliști. Da, luptă cerea, singurul om care mi-a oferit ceva concret de 2 ori în viață. Sau, mă rog, prima a fost o scrisoare de intenție, dacă vrei, pe care am respins-o brutal, și a doua oară a fost o ofertă concretă, a fost Crin Antonescu. Ce v-a propus mai exact Crin Antonescu? Prima dată, după ce au câștigat prima tură de alegeri, după ce au dat jos Pailu Boc. Și a fost guvernul ăla care urma să, mă rog, primul guvern Ponta ăla care urma să organizeze alegerile și nu știu ce. Și m-a întrebat, m-a sunat, după ce împărțiseră aproape tot ce se putea împărți,
M-a sunat când m-am dat, eram relații foarte bune la momentul respectiv și m-a întrebat o prietene. Nu cred că îi mai fac niciun de serviciu lucrurile acum. Și bă, zice, toată lumea a cerut câte ceva, toată lumea. Zice, tu ca de obicei nu. Bă, te interesează ceva? Și de asta te-am sunat să te bă, dincolo de faptul că le-ați împărțit pe toate și dacă m-ar fi putut interesa, deja sunt date. Bă, sincer să fiu, nu mă interesează nimic din ce aveți voi de dat și nu mă interesează să mă regimentez politic și nu mă interesează în general. Era perioada în care salariile la stat erau proaste. Și am zis, nu mă interesează primul rând pentru că eu trebuie să trăiesc. Și pe orice salariu m-aș duce la stat, foarte mici excepții, onorul cel loc, aș câștiga mai puțin decât aici și de fura nu știu și nici n-am de gând să mă apuc. Și a fost o discuție, mă rog, era pe vremea când vorbeam mult și des cu Crinci, nu părea mai consistent. Și am spus, bă, singurul care m-ar tenta așa într-o viață viitoare, probabil numai asta, ar fi președinția televiziunii române, dar cu condiția mâinii libere, dar total, ceea ce mai știu că e utopic, și preluarea asta să se facă cu desființat legal societatea ca să poți să dai lumea afară și reînființat alta cu maximul 3 metri între salariați. Și când a început să râdă și a vorba lui Tuduse din ziua de astăzi și poate în lumea inorogilor, nu în asta politică a noastră de astăzi și nu știu ce, mulțumesc, la revedere, dacă te răzgândești mai vorbim. Nu mă răzgândesc. Și ulterior, oferta concretă. A fost în 2012, când era USL-ul mare și tare și victorios. Și înainte să depună listele de candidați cu care au câștigat toate județele, adică nu erau, era încă pe unii nominal, dar câștigai cu oricine. Și dacă puneai femeia de serviciu, câștiga împotriva lor, la țchiera după dezastru Băsis și tot, m-a întrebat dacă îmi doresc să fiu parlamentar, că îmi ofer unul de... ca orice președinte de partid, avea niște locuri ale lui, mă rog, în care, cum are și Orban acum, că de-aia era și în vârful listei, că ei au pun statut că șeful PNL-ului are dreptul să pună, fără votul biroului permanent, capul de listă. Nu. Probabil aveau la vremea respectivă în statut, sau nu, habar n-am, mă interesează puțin spre deloc. Și v-a propus la fel atunci? Da, mi-a propus la parlamentare, nu la Europa. La parlamentare. Mi-a propus la parlamentare, m-a întrebat dacă vreau, să-i spun dacă am și vreo preferință, vreun județ, vreun nu știu ce, i-am răspuns cât se poate de rapid, că i-am răspuns pe loc, i-am spus că nu. De ce? Și zice, bă, da, mai gândește-te. Și i-am spus că nu din două motive. Unu, reiterez, leafă mai mică decât a mea și n-am de gând să mă apuc de furat și îmi plec la bani mai puțin. Și doi, la mână, i-am spus și acolo a început să râdă și el, mă vezi pe mine soldățel credincios și subordonat al tău și al lui Ponta? Să râd, dar zice, ca să fiu foarte sincer cu tine, nu prea. Zic, păi, crin, mi-e greu să mă transform. I-am zis, deci, nu caut serviciu, am unul, bun. Da? Dacă eram disperat, eram pe stradă, n-aveam cu ce să... sau aveam vreo dorință de parvenire politică, acceptam și astăzi eram bine mersi. Deputat, senator, reales, sănătate, drum bun. Nu știu, la câți tembele au ajuns miniștri în perioada asta, poate mă ajungea și pe mine rândul. Cine știa, Doamne, apără, de ce păzește poporul ăsta. Păi, dar, cu toată dragostea. La cât se plimbă acum... Pe asta spun, la când văd componența guvernelor, vorba lui Tucă. Bă, dacă mai pleci vreodată la guvern sub viceprim-ministru, nu te duci, tată, că uite-te la săraci ăștia, te duci la ei ce sunt și cum te duci secretar de stat sau doar ministru. Păi, dar ministru zice, ajungi până la 30 de ani, de la 28 la 30. La 30, zice, tu ai mai trecut până două ministere, până două guverne și direct viceprim-ministru, prim viceprim-ministru. Da, și premier, rândeam, adică, na, și premier poți ajunge, că nu... Pare așa acum, greu că... Cu toată dacă... considerația, ca să nu mai zic dragostea, că citesc prea des din Chiriac, da. La ce premier am avut și la ce se prefigurează zău. Dar nu știu, trebuie să fii făcut pentru asta, trebuie să-ți dorești asta. Nu mi-am dorit. Ca să-ți spun foarte scurt de ce n-am vrut atunci, pentru că nu mi-am dorit. De-aia am și răspuns pe loc. Și el, mă rog, totuși era un politic și a zis, bă, data limită la care să depun candidaturile, este cu tare. Te rog eu frumos,
mai gândește-te până atunci și mă suni cu o seară înainte și îmi spui dacă te-ai răzgândit sau nu. Și am spus, bă, zic, îți dai seama că dacă aș face asta m-aș simți prost și față de mine și față de un om pe care l-ai dat afară în ultima clipă după un loc eligibil ca să mă pui pe mine. Că dacă eu te anunț cu o seară înainte să vă duceți voi la bec cu listele, un fraier se bucură că va ajunge deputat sau senator, că e pe un loc sigur, dar poate e vechi activist de partid, poate e habar n-am, poate e obligație, poate e ce vreți voi. Și află dimineața că a venit Ciutacu din televizor, s-a descălecat în partid și s-a aburcat pe locul eligibil. Zic, e penibil. Bă, răspunsul meu e nu și așa o să rămân. Bă, e dreptul tău, e dreptul meu să încerc. Și după părerea mea, te-ai potrivit. Și așa, mă rog, discuții. N-au mai fost decât cu Ponta, repet, în aceleași perioadă în care, dar Victor nu pot să spun că mi-a oferit ceva concret sau... El mi-a spus, bă, în momentul în care vrei, deci de când a ajuns președintele partidului, deci când era chiar în opoziție, mi-a spus, prieten, în momentul în care vrei, mă anunți și intri în echipa mea și vedem ce îți pot oferi, ce îți place ție, ce îți dorești, ce nu știu. Victor, sper să nu fie niciodată cazul. Și n-a fost. Da. Domnule Ciutacu, eu nici mulțumesc. Măcar când era prim-ministru, ca să spui, să-mi ofere ceva concret, da. A, apropo, mor de drag, iartă-mă că te mai țin 30 de secunde. Când văd listele, mai bun să le liste cu ăștia care iau bani de la PSD. Sunt două lucruri. Sunt unii care iau la fel de mulți bani, sau aproximativ la fel de mulți bani, dar nu se cunosc și iau și de la PNL, și de la USR, și tot din banii aia de la stat. Pentru că și PNL-ul, și USR-ul, și toți aia care au bani de la stat, își plătesc și ei cum își plătesc și PSD-iști. Și, în al doilea rând, mai căutați-mă, tot nu mă găsiți pe liste niciodată. Niciun ban de la partid, niciodată de la niciun partid. Este, dacă vrei, confortul meu psihic. Că financiar, evident că mi-ar fost mai bine cu niște bani, da? Da, m-aș fi simțit eu cumva legat de poveste. Și cred că, dacă era și la nivel de sfaturi, cred că puteam să le dau niște sfaturi măcar mai inteligente, nu știu dacă neapărat mai eficiente decât mulți din tembelia de să adapă de la banii publici. Dar nu. Domnule Ciutacu, eu vă mulțumesc pentru prezența alături de noi și vă mai aștept pe la noi să mai dezbatem ce se mai întâmplă în presă mai mare... și nu numai. Dacă o să mai am emisiune de televiziune, că sunt sub tirul reclamațiilor la CNA, ca să zic, reclamațiile standard, că l-am lăsat pe Ghiță să vorbească liber în emisiune. Așa lați o lumea să vorbească liber în emisiune. Fiecare e responsabil pentru ceea ce spune și pentru ceea ce face. Da, și dacă n-am emisiune, dacă mă mai invitați, vin și să sperăm că cititorii noștri o să vă vadă și în continuare la... Îmi place să sper că da. Oricum, vorba doamnei Chiuvi și noi suntem punctul culminant și nu ne lăsăm. Mulțumim!